dat drumeția montană. O mai iubim și acum. Și ne punem rucsacul în spate și mergem pe munte. Fie în Munții Vrancei, fie în Buceci, fie în Piatra Craiului, fie în Ceaplău, care este, eu știu, muntele nostru de suflet. Am făcut multe revelioane acolo. Cineva, la un moment dat, făcea o glumă la cabana Dochea, undeva la 1800 de metri și spunea că atunci când cabana se predă unui alt cabanier, grupul de la Focșani este pus în inventar. Adică noi eram prezenți an de an la 1800 de metri și petreceam revelionul acolo. Bun. După ce ne-am mai copt, să zicem așa, am început să ne preocupe și protecția mediului. Și am mai învățat câte ceva și nu numai că am învățat, am și făcut niște lucruri. Și vă zic doar vreo câteva. Rom Silva și-a luat o amendă din cauza noastră pentru că i-am surprins, sau mă, nu mai am surprins, s-a văzut că au tăiat într-un loc o pădure fără să aibă toate avizele de rigoare. Am reușit împreună cu alții să stopăm construcția unui furnal undeva în partea de sud a orașului. La Minoru, poate știți de fabrica asta, vroia să construiască acolo un furnal, economic era foarte bine, pentru că venea fierul, topeau în furnalul acela, apoi fierul topit îl băgau la Minor și lucrurile erau foarte aproape. Da? Noi am aflat că era foarte posibil ca oțelul să vină de prin Rusia, poate de la fabrici chimice și cine știe din ce alte părți și ne-am fi trezit cu foarte multe nopse în jurul Focșanului, da? Fiindcă nu-i chiar așa de departe. Și treaba asta s-a blocat, a fost un proces, am fost și noi parte. Mă rog, povești pe care, prin care am trecut. După ce am stat așa și pe... Adică stăm și acum pe partea asta de protecția mediului, deci în continuare facem lucruri. Și a fost Roșia Montană, am fost în Piața Unirii câțiva colegi de-ai mei și am protestat cumva legat de lucrurile astea. Ieșim cu bicicleta, există o manifestare care se cheamă Masa Critică. Se desfășoară în foarte multe orașe din lume. În multe, multe, multe orașe din lume. Și în fiecare vineri, ultima vineri din lună, oamenii vin pe biciclete și vor să atragă atenția că există și bicicleta în trafic, nu numai mașini. Și se întâmplă și la Focșani, se întâmpla, acum pe perioada de iarnă am stopat povestea, dar de primăvară până acum am strâns în Piața Unirii și am pedalat pe un traseu prin oraș. Bun. Apoi am început să ne ocupăm de educație. Și facem și acum o formă de educație și am constatat că școala, în opinia noastră, face un lucru nu prea bun. Din perspectiva faptului că vrea numai competiție. Cel mai bun din clasă, cel mai nu știu cum, că e de acord cu mine. Ok. Noi, ca asociație, spunem că este nevoie și de colaborare. Și credem că este nevoie de colaborare pentru că în meserile viitorului nu o să putem, eu, nu o să pot să știu totul. O să știu ceva. Atunci, ca să aducem o plus valoare, trebuie să pot să fac echipă cu altcineva care știe altceva. Și dacă reușim să facem o echipă, fiecare își aduce contribuția în echipa aceea și putem să facem o treabă bună. Numai că nu e așa de ușor să lucrezi în echipă. Bun. Și noi am învățat prin 2010 ceea ce înseamnă un team building și am format vreo 30 de oameni care să facă un anumit fel de team building. Bazat pe provocare și aventură. Ce înseamnă asta? Acum vreo câteva săptămâni, cu o clasă de a 11-a și cu clasă de a 5-a, au fost ceva mai înainte, am fost în zona Greșu, deci cu o clasă de elevi și acolo i-am provocat la tot felul de lucruri pe care nu le pot face singuri. Trebuiau neapărat să colaboreze între ei ca să
ca să, nu știu, să scoată problemele pe care le puneam noi în fața lor. Și ce le place, și probabil și vouă vă place treaba asta, este că veneam cu hamuri, cu corzi, cu echipamente din astea de alpinism. Și să zicem că cineva se urca undeva, apoi trebuia să coboare de acolo, e o tehnică care se cheamă rapel, colegii asigurându-l. Deci învățam toate lucrurile astea. Cineva îl ține pe celălalt coleg să urce, să coboare, să facă niște lucruri. Și astea sunt lucrurile din zona educației. Conceptul așa mai larg, eu știu, de educație, este educație prin experiență. Și e o vorbă care mie îmi place și o spun tuturor celor care vin la training, și anume, dacă trăiești o experiență și n-ai învățat nimic din ea, ai trăit-o degeaba. Și atunci, noi ne dorim foarte mult ca voi și toți oamenii până la urmă să învețe ceva din experiențele prin care trec. Fie că este o experiență amoroasă, fie că e una profesională, fie că e orice fel de experiență, dacă ne rezervăm un pic de timp să reflectăm la experiența aia și să învățăm ceva, după părerea mea, e un lucru foarte bun. Cum ziceam, dacă ai trăit o experiență și n-ai învățat nimic din ea, ai trăit-o degeaba. Ok? Mai ziceți și voi. Ușor, ușor. Poate vă vine vreo idee.